Iman Khelif ia atitudine. Campiona olimpică la box din Algeria a lansat acuzații de hărțuire cibernetică împotriva lui Elon Musk și a scriitoarei J.K. Rowling. Cea mai controversată sportivă de la Jocurile Olimpice a înaintat plângeri împotriva celor doi la Centrul Național pentru Combaterea Urii din Franța. Scriitoarea britanică J.K. Rowling și miliardarul Elon Musk au fost reclamate. Ahlieti tismah li bil musharaka ana unsa ka kull البنات ولدت أنثى وعشت أنثى ودرست أنثى وما تكون طعم الفوز ما يكونش عنده ذوق خاص ولكن كي يكونوا أعداء النجاح يكون الفوز بذو طعم خاص شكرا لك Olimpice de la Paris. Pe rețelele sociale au apărut fel de fel de zvonuri cum că aceasta s-a născut bărbat, iar acum este o persoană transgender care concurează în competiții feminine. În ciuda zecilor de mii de mesaje împotriva sa, Iman Khelif a câștigat toate meciurile de la Jocurile Olimpice de la Paris, obținând medalia de aur.